Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noul program, unul dintre aceste principii ar putea să se refere la valoarea maximă a unui autoturism care poate fi achiziționat cu astfel de vouchere. Fie că discutăm despre Rabla Plus, adică autoturisme electrice și plug-in hybrid, fie că discutăm despre Rabla Classic, a zis dânsul. Deci, valoare maximă. Și după aia dânsul zice în continuare, declarație făcută la guvern. Cred că atunci când discutăm despre aceste programe finanțate din bugetul național, ar trebui să luăm în considerare și aceste interese naționale. Respectiv, modul în care vom reuși să direcționăm cât mai mulți din acești bani către producătorii din România. Asta ascultă Europa FM? Da, am încheiat citatul. Deci, cu alte cuvinte, cum am putea face noi guvernul în așa fel încât bonusul pentru Rabla Classic și pentru Rabla Plus electric, pentru că înțeleg că de la anul Ford începe să producă un model electric la Craiova. Deci, cum am putea face noi ca acești bani să ajungă în primul rând pentru Dacile și Fordurile produse la Mioveni și la Craiova? Și pentru că nu poți face liste cu mărci pentru care se dau banii ăștia și liste cu mărci pentru care nu se dau, că suntem membri ai Uniunii Europene și am încălcat regulile europene, punem limite de preț. Că doar Dacile și Fordurile care se produc în România nu sunt printre cele mai scumpe mașini. Sunt modele mai ieftine. Da. Slavă cerului. Și nu în același timp, că poate ar fi mișto să avem și noi uzina auto de la Câmpul Lung care să producă Defender românesc de 150.000 de euro. Da. Nu v-ar plăcea? Și atunci ar fi dificil pentru guvern cum să mai modifici limitele de la Rabla Classic. Dar, na, așa da, asta e. Deci, punem limită de valoare, problemă rezolvată măcar parțial. Da, bine, avem niște fabrici care produc componente pentru alte branduri mari de automobile, din câte știu eu. La noi sunt fabrici care fac volane, fac tot felul de așa este. Componente pentru... Am putea să te prind și pe alea pe listă. Dacă vrei... Da. De ce nu? Că până la urmă tot aici ajung banii. Cumva. Da, e o idee. Și, uite, încă o aluzie străvezie a ministrului mediului la planul de a scădea pragul admisibil pentru cumpărarea de mașini electrice cu bonusul acesta de 10.000 de euro. Citesc din nou din ce a spus domnul ministru Mircea Fechet. Cred că, zice dânsul, și prețul de vânzare al autoturismelor electrice a scăzut în ultimii ani. Am citit că un model Tesla acum este mai ieftin decât un model echivalent de la Volkswagen. Ceea ce e cumva neașteptat. Nu credeam că o să se întâmple asta. Motiv pentru care cred că acesta, adică prețul, trebuie corelat cu acest plafon maximal. Pentru că nu mi se pare firesc ca în situația în care urmează să achiziționezi o mașină electrică foarte scumpă, să spunem de 75.000 de euro, așa. Adică cât este acum pragul pentru Rabla Plus, când marea majoritate a mașinilor electrice costă mult mai puțin, să mai beneficiezi și de voucherul Rabla Plus, a spus ministrul. Deci concluzia e că cine a prins bonusul de 10.000 de euro, să se felicite, că mi se pare că s-a cam terminat distracția. Cine nu, hai la revedere, s-a terminat. Pune-te o mai luați electrice? Ba nu, stai, sunt convins că va rămâne, dar cred că va scădea prețul semnificativ sub cei 75.000 de euro. Să vedem cât o să coste Ford electric. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.